25.000 de lei vor fi investiți anul curent în colectarea grâului pentru rezerva materială de stat. Afirmația aparține directorului agenției, Vasile Pântea, care a efectuat astăzi o vizită în raionul Glodeni. Programul de lucru a fost inclus în cadrul vizitei pe care le efectuează lunar reprezentanții guvernului în teritoriu. Scopul vizitei în raionul Glodeni a directorului Agenției Rezervă de Stat a ținut de prezentarea serviciului pe care îl conduce și de asigurarea celor prezenți la ședință că Republica Moldova are suficiente resurse care pot fi folosite în situații de criză sau cruciale. Agenția Rezervă de Reale este o structură a puterii centrale care e puțin cunoscută în timp de activitatea normală a economiei țării, e mai mult întrebată în momentele când, în momentele cruciale, în momentele de situații excepționale, în momentele de război, în momentele de sediu. Rezerve materiale ale statului e o structură de bunuri materiale care poate fi folosită și folosește, se acumulează în primul rând pe parcursul de activități, dar se folosește numai în situații excepționale. Reprezentantul guvernului a declarat că agenția deține depozite în mai multe localități ale țării. Acestea conțin materiale de construcții, produse alimentare, produse energetice, dar și medicamente. Până la 90, după 90, că atunci când a fost necesar, când a fost necesară intervenția statului pentru a ajuta cetățenii Republicii în caz de situații excepționale, asta s-a făcut, operativ, în măsura în care a fost posibil și necesar. Am văzut chiar și inundațiile care au avut loc în Raioane de Nord, inundațiile care au avut loc în Raioane din centru și sud, și Capul, și Hricer, și mai departe, la Obileni, Nemțeni, Cotomori, Țăcanca și mai departe la sud. Și nu numai în cazul de când au fost necesitate, trebuie au fost intervenția statului. Anul curent, agenția a preconizat să colecteze grâu în valoare de circa 25 de milioane de lei, fapt care cointeresat agenții economici din raionul Glodeni. După anul nou s-a început intens să se realiza grâu. De atât m-a interesat prețul, dacă prețul noastră să fie combinat, adică să menținem grâul la aucțion. Dacă nu, înseamnă că să-i dăm drumul să realizăm. Nu vă grăbiți. De menționat că Agenția Rezervei Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Materiale este o instituție strategică a țării. Aceasta se află în subordinea Guvernului Republicii Moldova, care realizează politicile statului în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare. Așa că în caz, Doamne ferește, de...